merită să-L lauzi pe Domnul. Știi de ce ești aici și sunt aici? Pentru că Domnul este bun și îndurarea Lui ține în viață. Slăvit să fie Domnul! Puteai să fii cumpat de suferință, puteai să fii în altă parte, însă Domnul este bun, slăvit să fie Domnul! Dacă El este bun și îndurarea Lui ține în viață, El vrea ceva de la tine și vrea ceva de la mine. El vrea inima ta să-i o dai. El vrea viața ta să-i o dai. El vrea ca căile tale și drumurile tale să fie drumurile Lui. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Evrei, capitolul 11, cu versetul 13, spune: și toți aceștia au murit, dar au murit în credință, slăvit să fie Domnul. Domnul este bun și vrea să ne ducă în împărăția Lui, dar este important să rămânem în credință. Evrei 4, Evrei 3, cu ultimul verset spune: vedeți, uitați-vă la ei, ei n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Și în această dimineață mă rog Domnului ca Domnul să ne dea o credință mare. Amin. Ei au murit în credință, indiferent că treci prin chinuri, prin încercări, indiferent că mor de moarte naturală, este foarte important ca atunci când pleci de pe pământ, să pleci împăcat cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ești pregătit în dimineața aceasta pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Pentru că și iată, El vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Ești pregătit să-L vezi pe Hristos? Aleluia. Știți cum putem să ne verificăm? Tesaloniceni 5 cu 4 spune: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Cum ne poate prinde ziua aceea ca un hoț? Rămânând în întuneric, rămânând în păcat. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Binecuvântat să fie Domnul. Lăudați pe Domnul și laudă-L în această dimineață. Dacă poți să spui un amin și aleluia, poți să vorbești. Laudă-L pe Domnul. Eram aseară undeva la rugăciune și era o tânără. Ea nici nu vedea, dar nici nu auzea. Tu ești în dimineața aceasta, în locul acesta. Ai gură, laudă-L pe Domnul. Cu gura ta, cu inima ta, gândurile tale, nu lăsa pe vrăjmașul să aducă gânduri care nu-i plac Domnului, gânduri negre. Dă-le la o parte și lasă Duhul Sfânt să lucreze în viața ta, slăvit să fie Domnul.